Da. Care este situația lui Bârligea? Sunt probleme cu el? Am văzut că a ieșit cu durere. Nu, nu, este ok. Se simte bine. Se simte bine și Bârligea am ajuns la un numitor comun legat de detaliile pentru prelungirea contractului și este în continuare jucătorul CFR-ului. Sunt convins că mai repede sau mai târziu el va ajunge la rândul lui să evolueze într-un campionat important și să facă acel pas pe care îl merită, pentru că a demonstrat că e un jucător de calitate. La ce ne-ai spus tu, să înțeleg că a semnat prelungirea? Am ajuns la un numitor. Deci, detaliile. Singurul lucru mai se pregătesc documentele acum. Am înțeles. Deci singurul lucru care mai lipsește este iscălitura pe hârtii, exact, de ambele părți. Prelungește până în 2027, nu? Dacă va fi pe 3 ani. Pe 3 ani. Deci va mai avea încă 3 ani contract cu CFR Cluj.